În lumea manelelor, banii nu vin întotdeauna din muzică. Organizatorul festivalului Miss Piranda, Ion Petrișor, și fosta iubită a lui Nicolae Guță, Sorina, au primit vizita mascaților. Cei doi sunt bănuiți că fac parte dintr-o grupare specializată în tâlhării, șantaj, furturi și contrabandă cu țigări. Sunt bani pe care Ion Petrișor nu i-ar fi obținut din meseria de impresar al maneliștilor și nici din cea de organizator de spectacol. Potrivit procurorilor, lui Paul Iova, după numele său real, i-ar fi plăcut mai mult crima organizată. Ar fi chiar liderul unei grupări care a dus furtul la un alt nivel, furtul de la hoți. Adevărat că aduceați și țigări de contrabandă? Am fost condamnat pentru asta. Deci nu e adevărat. Nu, sunt condamnat și pentru trafic nu e adevărat nimic, că n-am făcut nimic. Gruparea lui Petrișor ar fi fost bine pusă la punct, spun procurorii. Locotenenții lui îi identificau pe cei care aduceau în țară țigări ilegale, dar nu atacau direct. Organizau veritabile acțiuni de cunoaștere a victimelor pe care le urmăreau vreme îndelungată, inclusiv prin montarea pe autoturismele acestora a unor echipamente de localizare, pentru a le cunoaște obiceiurile, familia și locurile frecventate. Informațiile obținute astfel erau folosite pentru șantajarea victimelor. În plus, îi ajutau pe locotenent să știe când să acționeze. Potrivit DIICOT, au folosit legitimații de polițiști false pentru a opri în trafic o mașină în care se aflau 50 de baxuri cu țigări fără timbru. I-au bătut pe ocupanți și au furat mașina, pe care au abandonat-o pe stradă mai târziu după ce au golit-o de țigări. Te-a apucat de șantaj? Pe cine a șantajat? Pe mama. Nimic! Nu am nimic! E frică că ajunge la închisoare? Niciodată! Din grupare ar fi făcut parte și fosta iubită a lui Nicolae Guță. Sorina a fost și ea călcată de mascați în casa de la Timișoara. Care este relația dumneavoastră cu Ion Petrișor? Nu comentez nimic. Ce spuneți de acuzațiile de contrabandă, cu țigări, șantaj? Vă simțiți vinovată? Și Sorina și Ion Petrișor au fost duși la audieri. Procurorii încearcă să afle unde sunt banii obținuți din contrabanda cu țigări, peste 150.000 de euro. Acasă la Petrișor, unde au găsit doar 1.600 de lei, procurorii ar putea însă să se întoarcă. Impresarul e bănuit că a ascuns banii în pereții casei și sub parchet. A avut și perioade mai bune și perioade mai rele. Nu cred că e de Ion chiar așa de super bogat. Bani în pereții casei. În total au fost făcute 18 percheziții în București, Ilfov și Timișoara. Polițiștii au găsit arme, veste antiglonți, cagule, cătușe, bani, dar și genți cu bancnote pe care este inscripționat cuvântul reclamă.